Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Rețeta de astăzi o să fie una specială, care sper să vă placă. N-am mai făcut-o de mult timp, a venit timpul să facem. Se numește cremeș. Haideți să vă arăt ingrediente. Cu ocazia că facem 20 de ca, vrem să facem, că noi am avut prăjituri acum tot des, dar acum am zis că dacă facem 20 de ca, să vin cu o surpriză și pentru voi și pentru noi, să facem un cremeș delicios, care sper să vă placă. Deci o să facem un cremeș, o să vedeți cum, cu ingredientele care le avem pe masă. Avem nevoie de foi de cremeș. Uitați așa arată, am lăsat în cutie ca să o vedeți. Avem nevoie de 5 ouă întregi, care o să vină separat. Avem nevoie de 200 de grame de zahăr, un praf de sare, 100 de grame de amidon, 1 litru de lapte. O să avem nevoie de jumătate de litru de frișcă lichidă și, bineînțeles, esență de vanilie. O să folosesc și așa le aplic și la fiolă, de să fie mai puternică. Și cam atât o să avem nevoie, dar prima dată facem crema pe foc, o să vă arăt cum. Și după aia o să montăm și peste o să mai vină ceva, dar aia vă rămâne surpriză pentru voi. Aia nu o arătăm, aia o să vedeți. Suntem, dragii mei, de a separa ouăle. Aici o să pun gălbenușul și aici o să pun albușul. Ne-am gândit să vă facem o surpriză, vă salut și eu, cu ocazia împlinirii a 20.000 de abonați, care pentru noi înseamnă foarte mult și pentru care vă mulțumim din suflet. Am zis să facem și ceva special, să nu lăsăm să treacă această zi nebăgată în seamă. A fost ideea mamei, așa că sperăm să vă placă. Din astea de la Lidl sunt foarte micuțe, ca de obicei acum așa să fac ouăle mici, dar punem 5 ouă. Dacă ar fi mai mare, ar fi și mai bine, dar acum nu putem noi să mărim ouăle. Cum însă, așa le folosim. Uitați-vă aici, le-am și separat deja, numai bine au intrat. Am crezut că nu o să-mi intre aici la 5 albușul, dar numai la fix m-a intrat. Așa că, acum, albușul o să folosim mai încolo, o punem deoparte, nu aici, așa. Și avem nevoie de gălbenuș. Aici o să punem un praf de sare. Uitați, punem aici un praf de sare. Punem zahărul peste gălbenuș. Tot timpul rămâne un pic aici. Așa. Și încercăm să frecăm zahărul cu gălbenușul. Încercăm să frecăm foarte bine până se albește. Uitați, deja vedeți, imediat ea se topește. E zahăr cu gălbenuș. O frecăm un pic până se topește un pic zahărul. După aia o să punem un pic de lapte și după aia merem și punem laptele. Aici avem 1 litru de lapte, vedeți? O să desfac, că nici nu-i desfăcut, să știți, acum o desfac eu, așa, și băgăm aici un pic de lapte, cam așa, câteva linguri. Dragii mei, vrem să vă mulțumim pentru toate mesajele frumoase pe care ni le-ați lăsat, pentru că sunteți niște oameni extraordinari, ca de fiecare dată. Chiar ne bucurăm și vă mulțumim din suflet pentru toată susținerea.
Așa. Și acum o să merem să punem laptele la fierte. Laptele trebuie să fiarbă și până atunci mai preparăm și amidonul și mai avem un pic de lucru, dar trebuie să punem laptele la fiert. După cum vedeți, am pus laptele la foc, deci un litru de lapte. Îl lăsăm la foc până când începe să fiarbă și apoi vă arătăm în continuare. Între timp, mergem să vă arătăm ce pregătește mama. Am pus un pic de lapte, cam 100 de mililitri, și acum aici băgăm vanilia și amidonul. Aici n-avem decât 100 de grame de amidon. Și o să le băgăm aici în lapte, să o dizolvăm și o să amestecăm. Uitați, le punem tot. Așa. Mai avem o esență care o să le folosim de la urmă. Deci separat de cel 1 litru de lapte, mai avem nevoie de 100 de mililitri de lapte pe care îl vom folosi împreună cu 100 de grame de amidon și esență de vanilie. Uitați, am dizolvat amidonul în lapte și acum bag și gălbenușul aici, că e blidul mai mare, că aici nu prea pot eu să amestec cum vreau eu. Aici pot mai bine, că e mare. Și atunci amestecăm aici până fierbe laptele. Noi mai frecăm aici să se topească zahărul. Uitați ce culoare frumoasă are. Le-am băgat și gălbenușul. Masă. Avem decât albușul care o să vină bătut spumă, dar asta la urmă după ce am fiert crema. Am pus laptele la fiert să fiarbă. Mai am aici o esență, dar am o esență din asta de la Dr. Oetker. Și n-o pui la final când crema e gata, mami, esența aia. Nu pot nici să o desfac, dar o punem la final, cum ai zis tu. Poți și la final și acum tot. La final e mai bine că își păstrează aroma, mai bine. Deci aici am topit amidonul, zahărul și gălbenușul și un pic de lapte. Deci asta e compoziția care le îngroașă crema. Amestecăm pentru ce? Pentru ca să nu fie cocoloasă și să topească zahărul. Și să vedeți când o punem în lapte, când fierbe, ce cremă fain să face, cum să îngroașă. Atunci o lăsăm la răcit până se răcește un pic, batem albușul, spumă, și o să amestecăm și separat o să batem și frișca. Deci avem de bătut. Na, haide să mergem la ragaz. Dragii mei, punem. Am pus toată compoziția de gălbenuș cu amidon în lapte. Da, scoatem tot. Pun deoparte. Și asta amestecăm într-una. Eu am lăsat acum foc încet. O să dau înapoi și amestec într-una. Asta trebuie să se îngroașă. Și la foc încet amestecăm continuu până când crema începe să se îngroașe. Scrieți-ne în comentarii dacă vă place rețeta de cremeș, dacă vă place cremeșul în general, dacă ați încercat-o. Cu siguranță ați încercat-o, dar dacă aveți alte variante și așa mai departe. Suntem foarte curioși de comentariile voastre ca de fiecare dată. De asemenea, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. Și tot așa. Trebuie să amestecăm, nu putem să lăsăm neamestecat, că dacă ăsta se prinde, știți? Asta trebuie amestecat într-una. Încet. Ea s-a oprit acum din fierbere că am pus lichidul ăla rece și atunci normal. Dar ea se îngroașă. Dragii mei, eu am oprit focul. Uitați așa arată, uitați ce gros e crema. Vedeți? Acum o lăsăm un pic să se răcească. Uitați așa arată, să vede?
arată foarte bine, am oprit focul, lăsăm să stea un pic până batem albușul. Când am bătut albușul spumă, o să amestecăm cu crema asta de aici. Și o să vedeți mai departe. Acum lăsăm asta să se răcească. Am pregătit mașina, bolul ăsta, aici batem albușul. Punem un praf de sare, punem 5 albușuri, așa. Și o să folosim 5 linguri de zahăr. Acum prima dată batem albușul foarte bine cu sarea. Uitați. S-a bătut foarte bine albușul cu sarea. Acum punem 5 linguri de zahăr. Una, două, trei, patru, acum vreau să golesc crema care este fierbinte într-un bol mai mare, că aici n-am cum să amestec, și atunci o golesc din ea tot. Așa, am scos cât s-a putut. Asta o să punem la spălat. Și acum, asta e crema. Vreau să vă arăt bezeaua. Uitați-vă aici cum arată bezeaua, cum s-a bătut de fain. Deci acum o să luăm bezeaua și amestecăm încet, 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 încet cu crema. Bine, crema, adevărul că ar trebui să mai lăsăm să se mai răcească un pic, că e foarte caldă. Păi lăsăm la răcit și revenim. După cum vedeți, ea încă e mai călduță, dar nu e nicio problemă, putem amesteca foarte bine. Uitați. Albușul cu crema, de sus în jos, așa. Am trebuit să iei o spatulă, mami, cu aia merge greu, Iubita. Îi dăm la mama o spatulă și revenim. Deci am luat, am schimbat bătătorul cu o paletă din asta și acum amestecăm ușor, așa. Băgăm albușul în cremă. Să fie pupoasă, aerată. Cu mișcări circulare, de jos în sus. Și o adugăm așa pe rând, bezeaua, nu o punem toată odată. Nu știu mai cum să pui toată odată. Vedeți ce consistență frumoasă primește crema. E o cremă tradițională de creme și bănuiesc că mulți dintre voi știți să o faceți, dar nu, fiecare o face în felul lui. Sunt mai multe variante de a face această cremă. Fiecare are propria lui variantă. Noi v-am prezentat-o pe aceasta pentru că ni se pare una dintre cele mai simple variante. Nu, mama? Da. Mama, ce le zici oamenilor? Ce zile le zic, ceva, să... că ești preconcentrată. Da, să fie sănătoși, că să se uită la noi, că vinim tot timpul cu ceva pentru ei. Sper să le placă cremeșul că le-am făcut noi. Uitați ce fain s-a bătut albușul. Uitați-vă aici. O țin așa și nu pică. Chiar nu pică. Deci e bătut foarte, foarte bine. Așa și trebuie să fie. Și scoatem tot. Nu lăsăm nimic. Uitați, am curățat nu foarte bine, dar o să mai curățăm. Ai paletă de silicon pentru curățat, da, nu lingurița aia. Și mai amestecăm și asta. Uitați-vă aici că s-a umplut lidul, ce fain s-a făcut crema, așa, că să nu pice pe jos. Vedeți și blidul ăsta, că încă Maria m-a zis că e mare blidul ăsta, să nu iau ăsta. Păi cum să fie mare? Uite. Amestecăm foarte încet. Uiți, crema capătă o consistență, da, frumoasă. Mai scoatem de aici, avem și am și gătat. Nici nu mai facem. Miroase a vanilie, miroase foarte, foarte bine. Ai pus esența, mami? Am pus aia, dar mai avem una. Da?
Da, aia din sticlă. De, miroase așa bine. Acum poți să pui și esența, că compoziția e mai rece. Am pus și fiola de esență de vanilie. Miroase absolut extraordinar. Și acum amestecăm foarte, foarte bine toată compoziția și lăsăm crema la răcit. Nu, mama? Deci acum nu mai facem nimic la ea, numai umplem foile. Acum mai stăm un pic cu ea și umplem foile. Și trebuie să batem frișca, nu? Păi, normal, aia e altă procedură. Asta e crema, aia e frișca. Dar trebuie răcită înainte de a umple foile. Lăsată la răcit. Acum e gata, așa rămâne. Deci uitați cum arată. Iau acum chiar că o lăsăm la răcit. Și după ce s-o răcit... Dacă... Vreau să vă arăt și eu. Pot. Deci după ce s-o răcit, automat umplăm crema și mai batem frișca. O să revenim. Revenim. Dragii mei, acum crema s-o răcit. O să punem în cremă un pic de lămâie, că pentru noi e foarte dulce, și să mai luăm din dulceața aia și să băgăm un pic de lămâie, că lămâia îi dă o aromă plăcută, acrișoară, nouă ne place. Voi nu trebuie să o puneți, că nu e rețetă. Deci asta o pun, că o vreau eu să o pun. Deci voi... Dar dacă încercați și cu lămâie, poate vă place, că da, e dulce acrișor. Nu trebuie să o puneți, numai dacă vreți. Și acum punem jumătate de litru de frișcă. Aici am un litru, nu pun tot, pun jumate. Și punem jumătate de litru de frișcă. Și o să dăm drumul la mașină să fie bătut. O agităm un pic. Așa. Și punem jumătate de litru. Da, uitați aici, băgăm jumate. Cam atât. Cam pe deasupra punem. Și acum o să dăm drumul la mașină și o să batem frișca. Nu mai punem zahăr, nu mai punem nimic, că e foarte dulce crema. Și atunci să nu fie așa dulce, nu mai pun zahăr în frișcă. O lăsăm așa simplă, care acum o lăsăm jos și o să dăm drumul să se bată. Încep și după aia dăm mai tare. După ce s-o bătut frișca, vă arăt în continuare. Dar până atunci vreau să storc lămâile, să pun zama în cremă. Am aici două lămâi întregi, care eu o să le bag aici. Le storcem, uitați cu... Ne folosim de această ustensilă pentru stors citrice. Este foarte bună, nu? Da, super! Da. Mulțumim lui Mihaela pentru ea, sora noastră iubită, sora mea așa luminii. Se stoarce foarte bine. Vedeți, și mixerul e practic, în timp ce se bate frișca, noi putem să ne ocupăm cu altceva. Ești mulțumită, mami, de storcător? Îți place? Da, mereu ușor. Super! Dragii mei, nu pot și să lucru și să vorbesc, că e greu aici, aici trebuie forță. Mami se concentrează foarte tare pe storsul lămâilor. Da, uitați, am stors, așa, uitați câte lămâie ne-au ieșit. E pentru noi suficient, o să amestecăm în cremă așa ușor, ușor, imediat, sta să-l dau. Mărim viteza, da. Și lăsăm frișca să se bate și revenim. Punem zama aici, adunăm cojile, punem de aici așa. Scot lingura asta și o să amestec cu paleta, uitați așa. Uitați ce tare s-a îngroșat crema, uitați-vă aici. Vedeți? Așa. O să fie extraordinar de la zama aia de lămâie. Amestecăm încet.
între mare, o consistență foarte bună, e aerată, pufoasă. Bine, dar asta mai trebuie să steie, normal. Nu putem să o țup, să o tăiem, normal, asta trebuie să steie câteva ore bune sau peste noapte. Prăjitura. Dar crema asta este gata, nu, mami? Da, acum crema asta este gata. Acum așteptăm să se vadă frișca și atunci putem să o urnăm. Cutie, vreau să scot din nylon și o să montăm în tava asta, fiindcă ea trebuie să steie în tavă să se întărească. Deci ea nu poate să obțup am montat, o tăiem, nu. Trebuie să steie, știți foarte trebuie bine. Trebuie să se odihnească puțin crema. Crema nu e rece cum ar trebui să fie, că n-are cum să, când o faci, când să fie rece. Trebuie să stai câteva ore bune, pentru că e posibil peste noapte la frigider. Deci așa de tare e punga asta în ce-i pusă, de nu e adevărat. Nici cu cuțitul nu poți să-l tai. Cam așa arată foile, destul de bine. Uitați, așa e foile. A, să știți că nu-mi intră, uitați aici, nu-mi intră. Trebuie un pic din margine așa de vreo două degete să tai. Bravo, că nu intră. Nu e nicio problemă că s-o rupte acolo un pic, că o să tăiem așa din margine. Hai să văd acum dacă am tăiat suficient. Dacă e mic. Dar chiar așa mic e. Am tăiat un pic din foaie ca să poate să-mi intre în tava asta, să o montăm aici, că ea trebuie să steie ca să se întărească și după aia o să scoatem, o să vedeți. Acum asta e. Punem jumătate de cremă. Așa. Crema. Aici. Acum aș putea să mai pun una pe deasupra numai. Dar o să punem și la mijloc. Deci am mai pus o foaie peste și punem următorul strat de cremă. Menționăm că crema încă este destul de călduță, iar când se va răci va fi mult mai densă și mai tare. Deci am pus ultima foaie, pe care nu o să mai vină crema, o să vină frișcă. Deci acum eu pot să ornez, deci pot să pun frișca pe ea, pot să ăsta, dar normal crema mă trebuie să steie, să se întărească. Na. Așa că acum o să ornăm cu frișca. Deci deasupra punem frișcă. Cum puteți vedea. Și o întindem. Dumneavoastră, dacă nu doriți să puneți frișcă deasupra, nu puneți. Noi am ales varianta asta. Deci continuăm să întindem. Încercăm să nivelăm. Am luat o paletă. Deci terminăm de nivelat și apoi revenim să vă arătăm și modelul. Dragii mei, marginea o să vină scos, tăiat frumos. Dar noi încercăm, ce ne interesează pe noi, să facem aici așa pe mijloc.
Dragii mei, uitați. Așa o să într-un final am reușit. Mijlocul. Acum pe margine v-am spus că marginea o să vină tăiată rota și o să vedeți că mai ornăm cu niște pufuri și o să punem niște, o să vedem dacă punem ceva peste. O să vedeți finalul la urmă. Na. Încearcă mama să decoreze și marginile, bineînțeles că ele vor veni tăiate, dar vrem să facem măcar așa decorul de deasupra, un cadru, ca să zicem așa. Bineînțeles, atât când ne pricepem și noi, nu suntem cofetari și așa mai departe, dar încercăm. Ia priviți, încet, încet, prinde contur. Este un cremes special făcut pentru cei 20.000 de abonați ai mamei, ai canalului Rețete Simple Margaret. Priviți, încet, încet începe să arate bine. Credem noi, cum am spus, atât cât ne pricepem. Am vrut să vă facem o mică surpriză prin care să ne arătăm recunoștința și să vă mulțumim pentru absolut toată susținerea dumneavoastră. Deci cam așa o să rămână. Faci colțurile? Da. Deci cam așa arată decorul cât ne-am priceput și noi, repet, nu suntem deci profesioniști. Deci o să vină scos și o să vină marginea fain, pe lângă ăsta fain, frumos, tăiat, să vină drept. Așa că... Acum trebuie să dăm la frigider pentru 3-4 ore. La frigider, da? Și după aia, cum v-am spus, scoatem și tăiem marginile și dacă putem să o tăiem. Deci cam așa arată ce am făcut noi. Acum nu e ceva wow, v-am spus. Deci gustul contează, nu aspectul. Nu suntem expert la decorat. Dar arată destul de bine. V-am spus, gustul contează foarte mult. Deci cam atât ar fi pentru cremeșul nostru. Asta este. V-am spus, o să prezentăm. O să venim cu un alt video în care o să tăiem împreună tortul cu voi. Probabil acela o să-l postăm chiar mâine dimineață la cafea. Probabil e nevoie să stea chiar peste noapte, să vedem. Așa că aici v-am prezentat doar rețeta mamei de cremeș și am făcut acest mic cadou, ca să zicem așa, pentru noi și pentru voi. Deci, cum v-am spus, noi am vrut să fie roșu, ca cum suntem noi tot roșu, dar nu a ieșit roșu, a ieșit un roz aprins. Dar ne place culoarea. Dar știți că noi, nu ne iese roșu ăla aprins niciodată. Nu, ne iese un roz mai palt. Dar nu e urâtă culoarea, e frumoasă. Eu zic că arată bine acum. Dacă vă place, încercați și voi. Dacă nu, să nu o faceți. Așa că asta era rețeta. Să vă uitați și mâine ne întâlnim la... Acum am gătat, așa arată. Deci cam asta a fost surpriza ce am pregătit pentru voi. Având în vedere că am făcut 20 de ca, asta e un semn de mulțumire, zic eu, mica surpriză ce am putut noi să facem. Mai mult n-am putut, deci atâta s-a putut, atât am făcut. Sper că vă place. Vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți lângă noi și alături de noi și că v-ați abonat și am făcut suma asta frumoasă, rotundă. Vă mulțumim. Și în continuare vă invităm să vă abonați, lăsați un comentariu, nu uitați să apăsați butonul de like, să ne spuneți părerea dumneavoastră. Vă mulțumim că sunteți într-un număr așa de mare, că sunteți lângă noi, că ne urmăriți, vă îmbrățișăm, vă iubim. Deci asta e surpriza noastră micuță, sper să vă placă. Acum noi vă lăsăm, o să revenim mâine când o tăiem. Tăiem împreună, da? Stați aproape, vă mulțumim! La revedere, dragii mei! La revedere, mulțumim 20 de ca!